Contribuțiile la sănătate ar trebui să fie plafonate, spune Ministrul Interimar al Finanțelor, care face această propunere la pachet cu eliminarea scutirilor de care beneficiază în prezent angajații din IT și construcții. Ar trebui să plătim cu toții mai puține impozite pe salarii, dar să achităm aceleași taxe pentru sănătate, spune Ministrul. Cu alte cuvinte, taxele să fie aceleași, indiferent de salariu. Pentru că actualul guvern nu poate lua această decizie, ea rămâne la nivel de discuție pentru următorul cabinet. Toți plătim taxa pentru sănătate, 10% din salariu, indiferent cât câștigăm. Ministrul Interimar al Finanțelor spune că e incorrect să plătim diferit, dar să beneficiem de aceleași servicii. În consecință, propune un plafon. De exemplu, patronatele uh, propun trei salarii medii brute pe economie la acest plafon. Salariul din IT, să spunem că cineva în IT câștigă 30.000 de lei, da? el astăzi plătește o contribuție de 3.000 de lei. În momentul în care pune acest plafon la trei salarii medii brute, probabil că bă, plafonul ar fi undeva pe la 17-18.000 de lei, asta ar însemna că va plăti 1.700-1.800 de lei. Ținta ar fi scoaterea la iveală a unor venituri mari. Vâlceanu susține că mulți oameni cu venituri mari preferă să plătească impozite de până la 3% ca micro-întreprindere decât să fie salariați, caz în care taxele sunt mult mai mari. Plafonarea gândită de guvernul interimar vine la pachet cu eliminarea unor scutiri de care beneficiază în prezent cei care lucrează în IT și în construcții. De pildă, acum peste 100.000 de it ști beneficiază de eliminarea impozitului pe venit de 10%, iar cei care lucrează în construcții plătesc o cotă redusă pentru pensie în vreme ce contribuie. Contribuția la sănătate, dar și impozitul pe venit sunt eliminate. Într-o postare pe Facebook, fostul ministru al sănătății, Vlad Voiculescu, spune că măsura de plafonare ar văduvi cel puțin temporar bugetul sănătății. Schimbarea ar fi una treptată. Eu mă gândeam și, și aceasta este o variantă, cumva să arătăm o reducere a contribuțiilor până în 2024. Măsura ar veni în avantajul celor care ar dori să-și folosească o parte din venituri pentru o asigurare privată de sănătate. România este considerată un soi de paradis fiscal pentru cei cu salarii mai mari. Că noi plătim 10% pentru orice valoare a venitului. Acum, un salariat plătește către stat un impozit de 10% și contribuții la sănătate, alți 10%, plus 25% pentru pensie. De pildă, dintr-un salariu minim brut de 2300 de lei, la stat ajung 914 lei. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.